Bună dimineața, dragilor! Cu toții ați auzit cu siguranță de șoala crem. E o rețetă foarte simplă, chiar dacă n-ați îndrăznit să o faceți acasă, o să vă arăt cum să o pregătiți acum. Pentru șoala crem avem nevoie de un aluat opărit. Acesta o să se facă foarte simplu. Aveți nevoie de o plită, o oală, făină, ulei, puțină sare și apă. Când apa, uleiul și sarea dau un clocot, adăugăm imediat, o lăsăm cam 30 de secunde să clocotească, după care adăugăm făina și începem să amestecăm pe plită până se omogenizează aluatul nostru. Amestecăm să iasă aburul, după care vom începe să punem câte un ou. În 6 ouă în total le punem încet. Punem unul, amestecăm, punem al doilea, amestecăm și tot așa până devine un aluat omogen și moale, mai bun de turnat pe tavă. La copt, la 170 de grade, aproximativ 25 de minute. Cât șurile noastre sunt la copt, noi facem o cremă foarte simplă de vanilie. Vom avea nevoie de lapte, în care am adăugat extract de vanilie, amidon, zahăr și gălbenuș de ou. Compoziția noastră pe foc, învârtim foarte repede să nu se lipească. După cum vedeți, crema noastră este gata, este făcută, nu ni s-a lipit. O băgăm la rece și așteptăm șurile să se coacă. Am bătut puțină frișcă și într-un poș voi pune cremă. Umplem partea de jos cu cremă. Eu o să le umplu pe toate cu cremă și apoi o să vin cu frișca. Veți obține cele mai delicioase și mai bune șuri, vă garantez. Sper să le încercați și voi acasă. Vă pup, pe data viitoare!